A venit notariul, numesc, de la presa locală. Presa locală. Din Cluj. Exact așa se cheamă. Orice presă e locală. Mai e și cea națională. Mai e și cea națională. Cea e locală. Ce vreau eu să vă întreb, n-au apropologie, întrebările erau pe lucrurile alea. Știu că dumneavoastră sunteți orientat foarte tare pro-Europa. Cum vedeți păstrarea libertăților individuale în spațiu comunitar în care apar tot mai multe legi care restrâng dreptul de exprimare, care favorizează discriminarea pozitivă? Acum, normele corectitudinii politice nu sunt scrise în legislația statelor membre, pleacă de la niște intenții bune și de bun simț, dar s-au transformat într-un fel de canon ideologic nefericit în măsura în care inspiră autocenzură și blochează accesul fiecăruia la realitatea pe care o vedem, așa cum o vedem, cu bunele și cu relele ei. Cred că tot o cură de bun simț ne poate scuti de excesele acestea. Ideologii informale, un fel de ideologie difuză, vă spunea, care poate transforma o gândire liberă într-un rezervor de șampoan. Și mai ales noi, care am trăit comunismul în tot cu discursul lui sec și obligatoriu, ne dorim să păstrăm și individual și colectiv, odată cu bună simț și libertatea de exprimare a lucrurilor noastre așa cum se poate. Credeți că se mai poate păstra pe termen lung curentul conservator în condițiile presiunii tot mai puternice a stângii europene, a neomarxismului, cum îi spuneam? Reda. Cum să nu? Păi da, agresiunea alimentează reacția imunitară. Deci, cred că suntem foarte bine echipați pentru asta. Nu trebuie să ne speriem sau să dăm bine cu fugiții. Credeți că trebuie să eu pledez pentru conservatorism inteligent, care presupune realism, care presupune cunoașterea competentă și care evită sau vrea să vindece cu cât posibil patologiile post-moderne, post-industriale, pe care unii o doresc și post-umană sau, în orice caz, post-creștină. Mai noi este termen de post-adevăr. Da. Noi suntem cu pre. Suntem cu... Ne dorim Europa nedezlipită de rădăcină. Ce părere aveți de tentativele tot mai dese de a cenzura faptele antisociale ale imigranților din Europa pe fondul crizei din ultimii 2 ani? A existat acea tendință de cenzură în rândul autorităților în Germania, de exemplu, în care era interzis să se specifice etnia agresorului, culoarea... State de drept care aplică legea corect în tribunale independente. Deci cine încalcă legea și comite crime, trebuie să suporte rigorile ei. În rest, nu sunt de acord cu cenzura de niciun fel și să plătesc că a vedea faptul că există o matrice islamistă, jihadistă, salafistă a terorismului european contemporan, nu înseamnă a deveni islamofob. Înseamnă pur și simplu a face legătura dintr-o cauză și un efect.
dintre aceste medii de imigranți la a doua generație care nu vor să se adapteze la valorile noastre și, prin urmare, recurg la crimă, asasinat și atac terorist, nefăcând decât un mare de serviciu islamului. Acțiunea lor îi incită pe mulți să facă un amalgam nedrept între terorism și islam. Nu le putem reduce la același lucru, dar nici nu putem să nu vedem dimensiunea antioccidentală, antieuropeană, a unor medii intelectuale și religioase salafiste care predică războiul sfânt în totul occidental. Ce părere aveți despre construcția acelei moschei din București? A fost eliberată acum foarte de curând de autoritatea religioasă de la Istanbul, planurile viitoare mega moschei din București. Noastră, cum vedeți prezența unei mega moschei în țară? Noi, ca vecini și membrii NATO, ne-am străduit în ultimul deceniu și mai bine să construim o relație cât mai bogată cu Turcia. Noi dorim în continuare. Chestiunea moschei a fost întotdeauna ridicată în dialogul bilateral pe bază de reciprocitate. Deci, eu și însă, dacă avem intenția sau posibilitatea de a construi o biserică la fel de impozantă la Istanbul. Noi ne chinuim cu aia din București deocamdată. Eu cred că Patriarhia ar fi fericită să aibă astfel de biserică, dar asta spun, principiul reciprocității e cel care a inspirat acest proiect și el trebuie cu sfințenie și totuși respectat. Că trebuie respectată și dorința și opoziția poporului. Să nu anticipăm, a fost dat publicității un proiect, trebuie să, ca orice democrație, să deschidă dezbaterea în mod civilizat, cu argumente și n-am nicio îndoială că ea ne va duce la o concluzie în țară. Eu vă mulțumesc mult. Mulțumesc. Vă rețin mult, vă las cu studenții. Sănătate! Mulțumesc!